Bună, dragilor! Mă bucur să ne revedem la o nouă rețetă de pe canalul de YouTube. Iarăși o să vă zic bună dimineața pentru că o să pregătim ceva ce o să folosim la micul dejun și anume o să facem împreună granola. Sunt sigură că ați consumat sau ați auzit de ea. Granola este o combinație de fulgi de ovăz cu nuci, cu miere și multe alte ingrediente. Dar dacă de obicei o cumpărăm din comerț, chiar dacă poate scrie care miere sau că nu are zahăr, nu putem să avem încredere 100%, de aceea eu vă recomand să vă faceți în casă, pentru că este mult mai sigur, este extrem de simplu de făcut, puteți să faceți mai multă odată și după aia să o folosiți atunci când aveți nevoie. Eu ador să o consum pe iaurt dimineața. Deci haideți să vedem de ce vom avea nevoie ca să facem granola. Pentru a face granola vom folosi o cană de fulgi de ovăz, un pumn de nuci, puteți să folosiți nucile voastre favorite, eu folosesc nuci clasice, dar puteți să combinați caju cu migdale, cu nuci clasice, cu nuci pecan, cu orice vă place vouă, 2 linguri de fulgi de cocos, 100 de ml de sirop de arțar sau miere, un strop de esență de vanilie, 2 linguri de unt de arahide, 3 linguri de unt de cocos, un praf de scorțișoară și am pregătit aici și un pahar de iaurt cu câteva fructe pe care le vom decora la final și le vom mânca. Haideți să trecem la treabă! Cum v-am zis, e foarte simplu. Am pus toate ingredientele în bol și apoi cu răbdare amestecăm ca să fim siguri că se vor împrăștia toate aromele uniform. Untul meu de cocos e un pic cam tare pentru că l-am ținut în frigider și atunci trebuie să amestec un pic mai mult până se topește. Dar nu e nicio problemă. Va fi un mic dejun foarte sănătos, bogat în fibre și în ingrediente naturale. Este caloric, într-adevăr, pentru că avem nuci, avem miere, unt de cocos, dar dacă îl consumăm dimineața, o să avem energie pentru întreaga zi. Deci, merită. Gata! Mai avem doar un pas. O întindem pe o hârtie de copt și o dăm la cuptor. Cuptorul preîncălzit, da? Eu am pornit deja cuptorul ca să se încălzească. Va sta la cuptor pentru 10 minute la 200 de grade. Acum o întindem frumos. Va intra la cuptor. Granola noastră a fost scoasă de la cuptor. O mai lăsăm puțin să se răcească și apoi începem asamblarea iaurtului. Ia uitați! Ce frumos arată și miroase ceva de vis. Puteți să o păstrați într-un vas acoperit și să o folosiți atunci când aveți nevoie. Practic nu e nimic care să se strice aici. Să încep decorarea iaurtului. Iată că am ajuns și la finalul rețetei de astăzi. Dacă o să vă placă această rețetă, vă invit să vă abonați la canalul meu de YouTube și, bineînțeles, să împărtășiți rețeta cu persoana cu care v-ar plăcea să savurați micul dejun. Poftă bună și ne vedem data viitoare!